Bună ziua, dragii mei! Astăzi aplicăm regula de 3 simplă în rezolvarea de probleme în care intervin mărimi direct sau invers proporționale. Să facem cunoștință cu Andrei. Bună, Andrei! Andrei vrea să-și ajute bunica să hrănească iepurașii. Pentru a hrăni iepurașii timp de 3 zile, Andrei are nevoie de 4,5 kg de morcovi. De câte kilograme de morcovi are nevoie pentru a asigura hrana timp de o săptămână? Regula de 3 simplă este un procedeu folosit la rezolvarea problemelor în care intervin mărimi direct sau invers proporționale. Se cunosc două valori a uneia dintre mărimi și o valoare a celeilalte mărimi. Pentru a determina valoarea necunoscută, procedăm astfel. Se realizează o schemă, se stabilește dacă relația este de proporționalitate directă sau inversă, se calculează necunoscuta din proporția obținută sau din șirul de produse egale. Să rezolvăm problema cu ajutorul regulei de 3 simplă. Pentru aceasta vom face următoarea schemă. Știm că în 3 zile iepurașii mănâncă 4,5 kg de morcovi. Atunci în 7 zile, câte zile are o săptămână, ne punem întrebarea câte kilograme de morcovi vor mânca. Trebuie să stabilim ce fel de proporționalitate avem între cele două mărimi, între numărul de zile și numărul de kilograme de morcovi. Dacă de la 3 zile cresc la 7 zile, înseamnă că și hrana care o vor consuma iepurașii va fi mai multă. Deci și numărul de kilograme va crește. Înseamnă că este vorba de proporționalitate directă. Știm că două mărimi se află în proporționalitate directă dacă una dintre ele crește de un număr de ori și cealaltă să crească de același număr de ori sau ambele să scadă de același număr de ori. În cazul acesta putem să scriem proporția 3 supra 7 este egal cu 4,5 supra x. De unde scoatem pe x și va fi egal cu 7 ori 4,5 supra 3, dacă simplificăm pe 3 cu 4,5, obținem 1,5 și 1, deci x egal cu 7 ori 1,5, deci x este egal cu 10,5 kg. Deci iepurașii vor avea nevoie de 10,5 kg de morcov pentru a avea hrana asigurată timp de o săptămână. Pentru a hrăni 6 iepurași timp de 4 zile, Andrei are nevoie de un săculeț de morcovi. Pentru câte zile ar avea asigurată hrana dacă ar trebui să hrănească 8 iepurași? Rezolvăm tot cu ajutorul regulei de 3 simplă. Deci 6 iepurași au asigurată hrana din acel săculeț de morcov timp de 4 zile. Dacă avem la masă mai mulți iepurași, 8 iepurași, acela săculeț de morcovi, în mod normal, o să ajungă mai puține zile. Deci numărul de iepurași crește, atunci numărul de zile în care au asigurată hrana scade. Deci este vorba de proporționalitate inversă. Deci se poate scrie un șir de produse egale sau dacă vrem totuși să scriem raport, 6 supra 8, deci citim exact cum este aici, va fi egal cu, aici inversăm Y supra 4. De unde Y va fi egal cu 6 ori 4 împărțit la 8, deci Y egal 6 ori 4 e 24 supra 8, deci Y egal cu 3.
Deci înseamnă că timp de 3 zile iepurașii au asigurată hrana. Vă propun să rezolvați următoarea problemă. 5 iepurași consumă în 12 zile jumătate din hrana pe care o are Andrei la dispoziție. Dacă după cele 12 zile Andrei mai primește încă 3 iepurași, în câte zile va termina mâncarea pentru iepurași? Vă doresc succes în rezolvarea problemei. Vă mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare!